Oameni buni, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Într-o zi ni se vor lua și Bibliile astea și vei rămâne numai cu ceea ce ai strâns în vasul tău. Una din cele mai groaznice pilde din Biblie e pilda fecioarelor neînțelepte. Că nu-i vorba de aia din discotecă, nu-i vorba de aia care stau la pornografie pe internet acolo. E vorba de creștini botezați în apă și cu Duhul Sfânt. Numai că cinci dintre ei după biserică mereau mai departe acasă și se rugau și făceau rugăciuni împreună cu familia și citeau din Biblie. Și aia la cinci și ce spuneau? N-am nevoie de cuvânt, că vine oricum alt predicator peste o lună. Și vasul lor rămânea gol. Și când au venit mirele, au zis, dă-mi din vorbirea ta în alte limbi, că eu n-am nimica. Dă-mi din salmul tău, că eu nu știu niciun salm. Oameni buni, n-am cum să vă dau din Duhul Sfânt vouă, numai Domnul vă dă poate da. Și este o vreme cât timp poate da. Te primesc întrebări, frate Cristi, așa că poți ajunge mântuit fără Duhul Sfânt. Ce-i cu întrebarea asta, oameni buni? Dacă mori în seara asta și te-ai botezat în seara asta, poți ajunge mântuit fără Duhul Sfânt. Dacă mai trăiești 40 de ani, cum poți să-ți duci mântuirea până la capăt fără Duhul Sfânt? Fără puterea lui Dumnezeu. Fără un mângâietor care să fie lângă tine în necaz. Am durerea asta în inimă. Nu se mai citește Biblia. A spus Avram, omule bun, au Biblia, au pe Moise și pe proroci. Avem Biblia pe internet, pe resurse creștine, pe telefon. Mai trebuie să o avem și în inimă. O zis Armistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce rare sunt familiile în care mă duc și mai văd câte o Biblie deschisă. Odată la câțiva ani mi se întâmplă și mă duc în multe familii. Asta e cartea care mi-a schimbat viața. La 7 ani și ceva, părinții mei mi-au dat o Biblie. Nu știu cum să predic Evanghelia într-o zi. La colegii mei de școală le-au dat PlayStation, părinții. Le-au dat telefon, le-au dat așa. Mi-a dat o Biblie. Și am început să o citesc. Și am văzut că e vorba despre mine aici. Cum stai cu citirea Bibliei? Au pe Moise și pe proroci. Ți-e dragă cartea asta? O zis Domnul Iisus, cerul și pământul vor trece. Cuvintele mele nu vor trece. Ce o să faci când să ni se confiște Bibliile? O să alergi la păstor să-ți dea câțiva psalmi? Vine ziua, frate și surori. Și vă spun asta cu toată responsabilitatea și nu-i departe. Când vei trăi numai din ceea ce ai strâns acum. Ascultați-mă. Cât ai strâns? Că mă uit la soția mea, merge într-o familie, mănâncă o prăjitură bună și spune la gazdă, dai te rog și mie rețeta și ia un pic și scrie. Și în bisericile noastre mâncăm prăjituri bune în fiecare zi, predici, și nu scrie nimeni nimic. Și peste 4 zile te întreabă cine a ce s-a predicat. Nu mai știu. Și întreabă tineri, cât a făcut steaua cu nu știu cine în 8-6? Și spune scorul, în 8-6. Frate și surori, mă apropii de încheiere. În această seară am încercat cu cum am putut să predic cuvântul lui Dumnezeu. Am vrut să fiu deschis cu dumneavoastră și să vă spun că cerul e un loc minunat. Dar nu poți să intri oricum acolo. Nimic întinat și spăcat nu va intra. N-ai vrea să arată să strigăm către Domnul? O zis David, eu n-aștept iadul să mă uit în sus. O zis David, din timpul vieții îmi ridic ochii spre munți. Dar de ce? Că stace Everestul nou, o zis David. Acolo la munte se unește cerul cu pământul. Și eu știu că ajutorul meu vine de la Domnul. Că nu mă poate ajuta nimeni altcineva decât Domnul. Ai vreo altă opțiune? Am fost bolnav 6 luni de zile, oameni buni. 6 luni de zile. N-am sunat niciun proroc. N-am alergat la ungere. O singură ungere cu un de lemn n-am făcut. Pentru că așa era ocazia atunci în biserica în care eram și frații știau că-s bolnav și m-au chemat și pe mine în față. Și atunci Domnul m-a spus așa, când eu simt, când eu știu, a zis Domnul, că cuptorul și-a făcut lucrarea, îl opresc.